Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. O nouă eră începe pentru Slatercolu. După cum știți, ea va juca pe unul dintre cele mai importante canale din Turcia într-un serial TV numit Cranberry Sherbet. Halil Brahim i-a urat și el lui Sula succes. În timp ce Sila se va întoarce în curând cu mai multă putere pe marele ecran și toată lumea este foarte fericită pentru ea, sunt mulți oameni care sunt geloși pe succesul Silei. Sila primește multe mesaje de felicitare. Dar vechea echipă de producție Sila nu este mulțumită de acest succes al Sila. Ayhan Ozen, regizorul serialului Emanet, a postat pe Twitter: "Stai departe de oamenii care te fac să uiți cine ești." Toată lumea a fost foarte supărată pe declarația pe care a făcut-o după acel tuet pentru Sila. Când toată lumea a început să reacționeze după tuetul său, directorul a șters acest tuet. Ulterior, și-a șters și fotografia cu Sila și Halil. Scopul regizorului este să-l facă pe Halil Brahim să se îndepărteze de Sila. Pe măsură ce circulă zvonuri despre relația dintre Sila și Halil și Sila și Halil sunt din nou împreună, cei care vor să-i distanțeze nu își vor atinge obiectivele. Sila a luat o decizie foarte bună să-i părăsească. Halil Brahim îi va părăsi în curând. Chiar dacă nu merge, seria Emanet nu va dura mult. Crezi că acest comportament al regizorului este corect? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!